Și vin informații noi de la meteorologi. Codul galben de viscol puternic a fost prelungit așadar de Administrația Națională de Meteorologie. Care sunt datele exacte aflăm de la colega mea, Denisa Țicu. Denisa, rămân vizate aceleași zone sau a fost și extins această avertizare? Bine te-am regăsit, Lorena. Bun găsit, doamnelor și domnilor. Este un cod galben, tot de vânt puternic, valabil pentru ziua de mâine. Începând de la 5 dimineața până seara la ora 22, vor fi rafale foarte puternice în cea mai mare parte a Transilvaniei, în zona Carpaților Occidentali și meridionale, acolo unde la rafală vântul va trece de 100-110 km/h, dar acest cod a fost prelungit și pentru zona Olteniei și partea de vest a Munteniei, unde de asemenea pe parcursul zilei vor fi rafale de 50-55 de km/h. În zona montană înaltă, la mai mult de 1700 de metri altitudine, va fi și viscol, pentru că în acele zone sunt anunțate ninsori și pe parcursul zilei de mâine. Așadar, un început de weekend cu vânt destul de puternic în cea mai mare parte a țării. Vă reamintesc, este un cod galben prelungit de meteorologi în urmă cu doar câteva minute. El este valabil mâine în intervalul 5-22. Și să știți că vremea de astăzi va fi ușor mai rece decât cea de ieri, chiar dacă temperatura maximă la nivelul întregii țări ajunge la 10 grade. Vor fi temperaturi asemănătoare și în weekend, maxime undeva între 0 și 9 grade Celsius. Iar în capitală, astăzi, vreme însorită și o maximă de 8 grade. Atât deocamdată despre vreme, Lorena. Îți mulțumesc pentru toate aceste informații, Denisa. Viscolul și vremea rea au lovit aproape jumătate de țară și vedem câteva imagini. Meteorologii anunță că rafalele de vânt au atins chiar și 100 de km/h în zonele de munte la altitudini de peste 1800 de metri. În stațiunea montană Rânca, pe Transalpina, care s-a aflat și sub incidența unui cod portocaliu de vreme rea, drumarii au acționat cu utilajele de dezăpezire. Autoritățile au emis și un mesaj ro alert pentru această zonă. Rafalele de vânt au depășit și aici 100 de km/h și au viscolit zăpada depusă. Meteorologii spun că furtuna Ișa, care a făcut ravagii în Europa, va ajunge în partea de nord a țării noastre cu nisori abundente și gernă praznic.